familii în care se vorbește despre orice și familii în care anumite subiecte sunt tabu. Familia ta în ce categorie se află? În familia mea de când eram eu copil, da, existau foarte multe subiecte tabu și poate că n-am fost tocmai pregătită pentru etapele vieții, tocmai pentru că nu s-a discutat cu mine despre anumite lucruri. Bine, am avut noroc că am avut-o pe sora mea, care era și este cu 3 ani mai mare decât mine, și atunci cumva ea, fiind mai în față, trecând prin anumite lucruri, experimentând anumite lucruri, a venit evident și m-a sfătuit și pe mine. Însă, da, am trăit într-o familie în care multe subiecte erau tabu și nu aveam așa o rușine față de părinți de a deschide, de a întreba, de a fi curioasă despre anumite lucruri. Și ei, cred, nici ei nu erau nici deschiși, nici pregătiți pentru a-mi oferi răspunsurile de care am nevoie, dar a fost ok și așa. Le mulțumesc și sunt foarte recunoscătoare. În schimb, din asta, eu am învățat pentru relația pe care o construiesc cu copilul meu că nu ar trebui să existe subiecte tabu, că nu ar trebui să existe o părere, cea a mamei, care să fie adevărul absolut pentru copil, ci ar trebui să existe doar o părere, iar copilul ar trebui să știe că asta este experiența mamei sau a tatălui, bineînțeles, însă el poate să-și creeze propria lui experiență. Dacă o împărtășesc, o fac doar de dragul de a-l pregăti cumva sau a-i spune că e posibil să se întâmple asta sau e posibil să se întâmple asta, însă tocmai pentru că deja am cu el foarte multe discuții și îl bag în foarte multe situații, tocmai pentru a învăța, el știe că eu sunt acolo pentru el orice s-ar întâmpla, că poate să vină să mă întrerupă din orice fac pentru că îi răspund, îl ascult activ și am grijă de el și de dezvoltarea lui în sensul ăsta și îmi doresc să fim foarte buni prieteni și atunci orice impediment ar fi în viață, de orice situație grea s-ar lovi, să mă asigur încă de pe acum că el va veni la mine și va sta de vorbă cu mine, nu-l voi judeca, nu-l voi certa, nu-l voi critica, voi fi părintele care îl susține, care îl înțelege, care încearcă să-i dea sfaturi, care îi spune dacă a greșit, dar iarăși greșeală din punctul meu de vedere. Poate din punctul lui de vedere nu va fi sau din punctul altor. De asta spun, perspectiva e foarte diferită, dar e foarte sănătos să comunicăm. Comunicarea cred că e cheia în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea copiilor noștri. Cum colaborați tu și tatăl lui Zian în creșterea lui? Fiecare ne aducem aportul atât cât putem și cât considerăm de mult. Cred că e foarte important ca Zian să aibă echilibru și să aibă parte masculină și parte feminină încorporată în dezvoltarea și în educația lui. Nu-l vom priva de asta niciodată, ne dăm interesul foarte tare, suntem alături de el. Modalitatea în care noi l-am crescut pe Zian a fost cu foarte multă atenție, dragoste și afecțiune în permanență. Iar în ceea ce mă privește, pentru că îmi place să vorbesc de mine, cu foarte multă înțelegere și toleranță și răbdare și încredere pe care i-am dat-o în toate lucrurile pe care le-a făcut și explicații multe asupra întrebărilor, curiozităților și situațiilor prin care el a trecut. În această etapă a creșterii lui, care e cea mai frumoasă parte sau care sunt cele mai frumoase părți și care ți se pare cea mai mare provocare? Cea mai frumoasă parte este că ne înțelegem din ce în ce mai bine, comunicăm din ce în ce mai mult, îl văd efectiv zilnic cum preia din toate lucrurile pe care eu l-am învățat de-a lungul timpului și de multe ori ziceam ok, renunț pentru că e clar că nu e în el treaba asta pe care încerc eu să-i o arăt, nu să-i o inoculez, doar să-i o arăt, să aibă un exemplu. Și uite că azi, după 2 ani de zile, îl văd că acționează în conformitate cu ceea ce eu i-am dat acum 2 ani de zile. Știi cumva? Adică mi se pare că se încununează cumva eforturile pe care le-am făcut de-a lungul timpului, pentru că să crești un copil nu e ușor deloc. Implică foarte multă muncă, atenție, prezență în continuu acolo, timp acordat, poate nopți nedormite, habar nu am. Și atunci, da, nu e ușor. Cea mai mare provocare este să... O, Doamne, e un copil cu o personalitate extrem de puternică, este băiat, este leu și are o mamă geamănă cu ascendent în leu. Cumva amândoi suntem extrem de puternici și cea mai mare provocare este să reușim să ne punem de comun acord asupra unui lucru pe care trebuie să-l facem. În creșterea lui, tu și tatăl lui, aveți aceeași viziune? Se întâmplă să aveți păreri diferite și dacă se întâmplă, cum ajungeți voi la un numitor comun ca lui să-i spuneți amândoi același lucru? Părerile sunt cam aceleași, zic eu, extrem de sănătoase. Bine, în cazul meu,
lucrurile sunt cumva și argumentate, pentru că eu am citit foarte mult, am ascultat extrem de multe cursuri de parenting, am vorbit cu specialiști despre tot ce înseamnă creșterea și dezvoltarea lui și atunci cumva am o bază. Bineînțeles că din tot ce am acumulat, eu am extras ceea ce mi s-a potrivit mie și ceea ce mi s-a potrivit lui, pentru că suntem foarte diferiți și atunci reacționăm diferit. Însă, tocmai pentru că cumva tot ce am făcut eu până acum a rezultat un copil superb, așa cum este el, i-a făcut practic pe toți oamenii din jur să îmi dea crezare și să fie atenți la cum mă comport cu el, cum îi explic dacă ne certăm, că e foarte sănătos să ne certăm. Care e modalitatea în care ne certăm? Dacă ne iubim, care e modalitatea în care ne... știi? Și atunci cumva oamenii au preluat din comportamentul meu către copil și cam aplică același comportament, asta și pentru că el fiind foarte mult timp cu mine și reacționează la soiul ăsta de comportament. Că dacă vine cineva din exterior și are un alt fel de comportament, s-ar putea să nici nu-l bage în seamă, știi? Pentru că nu rezonează, nu-l cunoaște. Și atunci, da, toată lumea e setată pe aceeași lungime de undă.